vorbim de profitabilitate. Până acum am vorbit de productivitate, vorbim de profitabilitate. Ok? La nișă. Ce înseamnă nișă? Din punctul nostru de vedere, nișa este următorul lucru. Nu putem concura doar cu prețul. Adică nu este bine să fim pe piață ca și cei mai ieftini. De ce oare? Oricum poate vine cu care nu este sigur. Poate să vine sau vine sigur? Vine sigur. E o regulă în economie. Vine sigur. Întotdeauna să fie cineva care să facă mai ieftin. Dacă nu este unul din Cluj care să facă mai ieftin, vine unul din Bonțida care stă cu mama lui în Bled și nu are angajat și oricum o face mai ieftin. Și dacă nu este unul din Bonțida, vine unul din China și oricum o face mai ieftin. Dar întotdeauna să fie cineva care să facă mai ieftin. Deci să nu vă bazați că dacă sunteți cei mai ieftini, o să rămâneți cei mai ieftini. Nu e adevărat. Altceva. Ce pericole mai sunt? Dai faliment, pe termen lung, da, este unul dintre cele mai bune metode de a da faliment, pentru că care este riscul atunci când faci prețul cel mai ieftin? Un concurent face cu 5 lei mai ieftin, scazi și tu. Și mergeți în jocul ăsta până unul dintre voi sau amândoi intrați în faliment. Da. Nu e? Nu. În niciun caz. Pierdem comunul, deci nu vindem preț, da. Să vindem altceva cu prețul. Corect. Altceva? Calitate. Nu mai inspiră încredere și nu... Și nu este calitate? Întotdeauna? Da. Calitate plus preț e un pachet care se adresează la un anumit gen de oameni. Pentru că dacă schimbi un anumit segment. Dar legat de calitate, întotdeauna ce este ieftin este și nașpa. Nu, și dacă este calitate, nu neapărat. Poate îi dai impresia că nu este. Da. Nu este o regulă neapărat, dar asta este percepția oamenilor de pe piață. Ce este ieftin este și slab calitativ. Însă nu este o regulă, pentru că dacă ar fi o regulă, înseamnă că seminarul ăsta ar fi foarte nașpa, că e gratuit, nu? Dar asta este percepția oamenilor de pe piață. Spuneați acolo de un segment de piață. Este o chestie foarte interesantă. Ce fel de oameni atrageți în momentul în care aveți prețul cel mai mic? La ce se uită oamenii? La preț. La preț. Nu interesează nimic altceva decât că e ieftin. Ce se întâmplă cu ei în momentul în care vine un concurent și face cu 2 lei mai ieftin? Migrează. Asta e cuvântul potrivit. Migrează.